Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a premierului Victor Ponta în dosarul Rovinar Turceni. În același dosar, Direcția Națională Anticorupției a mai trimis în judecată pe senatorul Dan Șova, Laurențiu Ciurel și alții doi directori de la Complexul Energetic. Procesul se va desfășura la înalta curte de casație și justiție. Potrivit procurorilor DNA în perioada octombrie 2007-decembrie 2008, Inculpatul Ponta Victor Viorel, prin cabinet individual de avocat, a obținut de la SCA Șova și Asociații suma de 181.439,98 lei pentru presupuse activități efectuate în conlucrare, dar care în realitate nu s-au efectuat. O parte din aceste sume ar fi fost folosite în perioada octombrie 2007-2009, inclusiv pentru achiziționarea în anul 2008 a două apartamente situate în București, care ulterior în anul 2013 au revenit în mod gratuit în proprietatea lui Ponta Victor Viorel, în urma lichidării patrimoniului cabinetului de avocat Ponta Victor Viorel. Totodată, cabinetul de avocat Ponta Victor Viorel ar fi folosit sumele provenite de la SCA, Șova și Asociații pentru achitarea unor obligații contractuale și a unor obligații fiscale, iar o parte din aceste sume au revenit direct din culpatului Ponta Victor Viorel. În perioada 11-11-2008, iunie 2009, mai arată procurorii DNA, premierul a mai beneficiat de foloase din partea societății de avocați, constând în transmiterea dreptului de utilizare cu titlu gratuit a unui autoturism. Procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Victor Ponta. La data faptelor avocat, reprezentant legal al cabinetului individual de avocat Ponta, Victor Viorel, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 17 infracțiuni, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor.